Moartea lui Ion Ciriac a distrus toată familia. Ce decizie au luat copiii săi? Anunțul zilei despre Ion Ciriac. Nimeni nu a bănuit ce plan și a făcut el cu sora sa, Rodica, după ce mama lor, Ecaterina Ciriac, s-a stins din viață. Iată ce decizie au luat de comun acord cei doi. Ion Ciriac a devenit orfan de tată la doar 10 ani. Tatăl său, Ioan Țiriac, suferea de ulcer și s-a stins din viață după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Decesul său a fost greu de suportat atât pentru fostul jucător de tenis, cât și pentru mama lui, Ecaterina Țiriac, și sora sa, Rodica. După ce a murit tatăl său, el și sora sa s-au îngrijit de mama lor, Ecaterina Țiriac s-a confruntat cu mari probleme financiare după trecerea în neființă a soțului ei, însă tot a reușit să facă din fiul ei un mare campion. Aceasta a decedat la doar 56 de ani în 1965. Inițial, ea a fost îngropată de parte de Ioan Țiriac. Ulterior, sicriul ei a fost mutat într-un cimitir aflat în centrul orașului Brașov, acolo unde se odihnește și soțul ei. Potrivit PlaySport, Ion Siriac obișnuiește să viziteze adesea mormântul părinților lui, în special în preajma sărbătorilor. Ion Siriac a avut dintotdeauna o relație foarte bună cu sora sa, Rodica, care s-a implicat atât în creșterea copiilor lui, cât și în creșterea nepoților lui. Rodica a păstrat legătura cu Ileana Lazariuc, după ce aceasta a divorțat de Ion Alexandru Siriac, ajutându-o să-și crească copiii. Sora mea de la început până în ziua de azi mi-a fost omul care a trăit viața doar pentru mine. Noi am fost o familie în care nu te lua brațe mai ta, tai că tu, Doamne cât te iubesc! Cât mi ești de drag! Dar nu trebuia absolut nimica pentru că le simțeai din elicopter despre ce era vorba într-o familie ca asta, a mărturisit Ion Siriac într-un interviu acordat pentru Europa Feme.